bacio. Viața este o luptă neîncetată în care diavolul se luptă cu Dumnezeu, iar câmpul acestei lupte este inima omului. Fyodor Mihailovici Dostoevski. În primul rând, trebuie să ne punem întrebarea, pentru ce trăim pe acest pământ? Pentru ce sunt toate acestea ce se întâmplă în jurul meu? Pentru ce există această lume? De unde a apărut o asemenea frumusețe, armonie? Toate acestea sunt cartea pe care a scris-o Dumnezeu cu mâna sa divină. În toate se vede înțelepciunea lui, dragostea lui, milostivirea lui, bunătatea lui. Dacă omul ar începe să cugete la această lume, această frumusețe, și dacă această frumusețe îl va face să se întrebe cine a făcut acestea și pentru ce au fost create. Stai! Mă iei până la Pociaie? O rublă și merge. Bine, hai. Închide bine ușile. Oare de ce merg toți la acest Pociaiev? Uite, eu personal cred că Dumnezeu ne-a uitat și pe mine la fel. De exemplu, uite eu. N-am omorât pe nimeni, n-am furat nimic, așa în general. Dar fericire n-am. Mă supăr din dimineața până seara. Soția tot timpul se plânge când nu ajung bani. Fiica cea mare nu vrea nimic să facă, numai la discoteci umblă. De fapt, așa e la toți cunoscuți. De aceea îți spun, ne-a uitat Dumnezeu. Dar ați fost măcar o dată acolo? N-am eu timp să umblu pe la biserici. Mă trezesc la 7, mă culc la 12, obosesc ca un câine. Ce biserică? Nu de mult aș fi fost de acord cu el, dacă n-aș fi văzut deodată totul cu alți ochi. Și atunci s-a întors la mine ca un dar, copilăriască credință în minuni. Când omul se cunoaște pe sine, el nu se poate să nu se schimbe. Atunci se schimbă și lumea din jur. Devin importante unele lucruri la care înainte nici nu voiam să te gândești. Și acest pământ binecuvântat care ne-a fost dăruit și bisericile care păstrează puterea nesecată a Sfințeniei, totul devine apropiat și pe înțeles. Și atunci mulțumești cerului și pentru acest pământ și pentru minunea mântuirii oamenilor. Adesea ajungi până la situații fără ieșire. La marginea prăpastii. Tălpița Maicii Domnului. Câte zile o să-mi dea Dumnezeu, atât o să țin minte. Atunci pășteam oile pe un deal, unde trăiau acei monahi din Kiev, care au fugit de tătari. Era o zi obișnuită, senină, și dintr-o dată s-a pornit un vânt. M-am uitat în vârful dealului, iar acolo a apărut o lumină divină. Peste tot cerul strălucea. Oile s-au strâns grămadă, păsările au tăcut, iar pe mine parcă mă atrăgea ceva. Lumina mă cheamă, eu merg spre ea, iar ea devine din ce în ce mai puternică. Deodată văd că în această lumină cerească, însăși mai Domnul stă. Atunci am căzut în genunchi, am întins mâinile spre ea, să mă rog, să plâng, să mă rog. Iar Maica Domnului s-a ridicat deasupra muntelui de piatră, înconjurată de această lumină cerească, și parcă s-a topit în aer.
Eu privesc spre piatră, iar acolo a rămas urma ei și apa a izvorât din ea. Așa povestea Ivan cel de Sculț, păstorul din Volânia. Numai o secundă a stat Maica Domnului pe piatră, iar urma i-a rămas pentru totdeauna. Da, interesant. Și ce a mai fost? După ce s-a întâmplat această minune, călugării au construit la poalele muntelui o biserică. Însă piatra, cu urma cerească pe ea, au mai stat sub cerul liber încă 400 de ani. Mai târziu acolo au construit o biserică, iar acum deasupra ei se înalță minunata catedrală a Adormirii Maicii Domnului. Se oprește respirația când vezi această frumusețe. În memoria minunii, un meșter renumit a făcut un chivot mare de bronz cu chipul Maicii Domnului. Dar urma a rămas? Tălpița cu izvorul există și acum? Și urma există, și apa. Și oamenii se vindecă. Înaintea iconii tale, stăpâne, cine se roagă, dobândesc tămăduire. Îți cântăm ție cu milință, împărăteasa tuturora. Trimite vindecare robilor tăi bolnavi, ce te roagă cu milință, pentru ca plin de bucurie să-ți cântăm ție. Bucură-te, împărăteasa tuturor, ceea ce vindeci cu har neputințele noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Da, iar eu am umblat numai pe la vrăjitoare și extrasenși. Gata, am ajuns, oprești. Ține. Nu, nu trebuie. Tu, asta, aprinde o lumânare pentru mine. Dar cum te cheamă? Jora. Gheorghe înseamnă. Da, Gheorghe. Fiecare își caută calea iubirii și dreptății. Tocmai aici, în Pocaiev, în această lume a frumuseții, liniștii, și au neînțelepciuni necunoscute. Am simțit și am înțeles răspuns la multe întrebări. Aici chiar și timpul trece altfel. Nu există grabă și forfăt. Iar Părintele Gheronție, monahul al cărui gânduri minunate și neașteptate de simple mi-au ajutat să devin un pic altfel de om, știe ceva ce nouă încă nu ne este dat să știm. Însă și existența Lavrei Pocaiev este o minune. Niciodată în toată lunga ei istorie, ce ori de invadator n-a călcat pe munte. Și crezând în minunile acestui loc, au tot venit și au venit oameni, cu speranța în ajutor și tămăduire. Nu fiecăruia se fac minuni, însă fiecare care se roagă cu credință fierbinte și tainic și arătat, îi se acordă ajutorul duhovnicesc, sufletesc și trupesc. Iar istoria păstrează amintirea acestor întâmplări. Icoana. Din cronicile istorice se știe că în mijlocul secolului XVI, nu departe de Pocaiev, în moșia Oreol, trăia moșiera Anna Goiskaya. Atunci se afla cu treabă în Volânia mitropolitul grec Neofit. Temătoare de Dumnezeu Goiskaya, l-a primit pe oaspete cu căldură și, după obicei, i-a acordat cea mai mare atenție, deoarece s-a aflat că prin aceste locuri l-a adus dorința sfântă de a se închina la Sfânta Tălpiță a Maicii Domnului. Ca mulțumire pentru primirea călduroasă, Neofit a binecuvântat-o cu icoana Maicii Domnului cu pruncul, pe care a adus-o din Constantinopol și o purtat-o deauna cu el. Doamna Goiskaya de mult m-a luat ca slujnică, însă așa ceva niciodată nu mi-a fost dat să văd. Iar prima oară m-am și speriat de tot. Eu i-am spus, Doamne, de la icoană iese lumină, însă mi-am văzut. Iar doamna nu mă credea.
Spunea că mise Nazare, până când singură nu s-a încredințat. Fratele ei, domnul Filip, din naștere era orb. Tot îi povestea verișoare sale diferite povești, iar ei plăcea să asculte. Iată, el povestește, însă nimic nu vede. Atunci doamna mea, care s-a încredințat că această icoană este neobișnuită, tot îi spunea domnului Filip: roagă-te la icoana Maicii Domnului, cere tămăduire, poate dă Dumnezeu și dobândești vederea. Domnul s-a hotărât, iar eu am fost acolo și am văzut totul, totul cu ochii mei. Покрытое им ходатайство мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты си корень девства и неведаемый цвет чистоты, о Богородительница. Văd tu чудным заступлением ты избавился от всякой беды и напасти. Я вашу вот. Catedrala Adormirii Maicii Domnului se deosebește de celelalte. Pereții săi sunt pline de tablouri cu imagini minunate din istoria Lavrei. Ele minunează și însuflă speranță. Întăresc în credință pe fiecare care le privește și retrăiește iar și iar evenimentele acestea apropiate și depărtate. Fiecare om este dator să-și facă datoria față de aproapele său, dar încă și mai mult este dator, după putința sa, să-și facă datoria față de Dumnezeu, Creatorul său, spre cinstirea și mulțirea Sfintei sale slave. Minunea vindecării fratelui său, de față fiind multă lume, a cutremurat-o pe însăși Anna. După asta s-a scris renumita însemnare, care avea puterea unui testament, din care o parte din averea ei se dădea la construirea mănăstirii. Iar icoana care a făcut minunea, ea a donat-o mănăstirii și a fost dusă cu sobor de monahi, preoți, pentru totdeauna. Nefiind îndemnată de nimeni, ci din voința mea liberă, las ordin referitor la apartenința mea de satul Focef, unde există o biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului, pentru ca în această biserică să fie slujba lui Dumnezeu neîncetată, m-am hotărât să construiesc pe lângă ea o mănăstire cu rânduială grecească. Monahii, ale căror rugăciuni și ascultări păzesc această sfințenie și amintirea minunilor săvârșite de ea, deseori merg la acest loc marcat cu cruce, unde cândva era moșia Anii Goiscaia, unde o minune, în chip de neînțeles, a născut altele. Mai mult de patru veacuri au trecut peste aceste locuri sfinte, unde icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a devenit centru al vieții de rugăciune a Lavrei. La ce te gândești de obicei când te trezești din somn? La o mie de treburi, de la servici și acasă, la problemele care apar, și așa trece viața zi cu zi, semănând una cu alta. Iar aici, la mănăstire, totul e altfel. În fiecare zi, la 5 dimineața, în liniștea de răsărit de soare, neschimbat se petrece minunea tainii vii. Ceremonios și sobru și începe mișcarea înspre oameni icoana Maicii Domnului, aceea veche, slăvită prin minuni. Anul 1607.
ucigașii hoarde de aur, amintindu-și de pământul bogat și aducător de roade, iarăși și iarăși săvârșeau actele sale de violență. Oamenii trăiau cu frică, nimeni nu era sigur dacă mai apucă ziua de mâine. Singura lor apărare era rugăciunea. Și ca totdeauna în vremurile tulburi, turnuri ale credinței deveneau mănăstirile. Monahii, mijlocitori între cer și pământ, crezând cu tărie în ajutorul lui Dumnezeu, se rugau pentru mântuirea sufletelor ortodoxe. Și greu a purtat el capul său, până l-a pus în fața icoanei făcătoare de minuni din Pocaiev și abia atunci și-a dat Duhul. Hristos cel înviat i-a dat preacuratei sale maici și tuturor celor ce-l urmează să biruiască nu numai relele, ci și moartea. Asta e numai o minune din acele timpuri. Tot ce se întâmplă cu noi în viață și în moarte se întâmplă pe măsura credinței. Mi-a trimis Dumnezeu o ispită. Într-un ceas rău, au năvălit păgânii la Pocaiev și ne-au luat pe noi, tineri și bătrâni, în robie. Greu ne era, legați în lanțuri, ne-a pus să spargem pietre, fără pauză, de dimineața până seara. Iar soarele ardea, mâinile și picioarele sângerau. Și atât mă strângea inima, din cauza că ne chinuiau păgânii atât de rău, că niciodată nu voi mai vedea nici pământul meu natal, nici Pocaievul. Mă uit la cer și mă rog, preasfinte născătoare de Dumnezeu, măcar în vis să-mi văd pământul meu iubit. Și cumva am adormit deodată după o zi grea și mi se părea că un înger liniștit trecea. M-a ridicat pe mine și m-a dus în cer, m-a dus și mi-e așa ușor, deschid ochii și văd că eu de adevăratelea sunt lângă pereții Pocaievului meu iubit. Am început să merg spre el, să mă rog, plâng, minune, slavă ție, Doamne, cred. Credința adevărată creștinească, nădejdea tare, dragostea pentru Dumnezeu și pentru Maica sa preacurată, niciodată nu i-a rușinat pe ucenicii săi, ci întotdeauna le-a dat cele bune, nu numai în veșnicie, ci chiar și aici, pe pământ. Drumul făcut împreună cu Părintele Gherontie în Biserica Peștelui a devenit pentru mine drum al descoperirii. Icoana Maicii Domnului, aceea,
făcătoare de minuni. În sfârșit își oprește mișcarea la înălțarea unui om. Eu o văd pentru prima oară atât de aproape. Iată, lângă mine, pare vie și cred că minunea e posibilă și mă cheamă să mă ating de ea. Ca și mine, la această oră dimineții, vin și vin oameni la biserică. Și tot ca și mine, cred în apărarea și protecția iconei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Pocaiev. Și iar se ridică icoana deasupra ușilor împărătești, parcă luând cu ea amintirea nenumăratelor minuni. Dar cum rămâne cu noi, cei de azi, când am pierdut puterea de a crede în cele sfinte și a trăi după adevăr? Nu în zadar pământul nostru a fost numit Sfânta Rusie. Interesant este că un sol suedez cândva, vizitând Rusia, a numit o mare mănăstire. El zicea că, începând cu casele țărănești și terminând cu palatele bogate, totul este pătruns de Duhul creștin. Mirenii și monahii. Mirenii trăiesc în lume și fac copii. Însă Duhul, viața o au ca o mănăstire. Cuviosul Iov. Există o zi deosebită în viața mănăstirii. 10 septembrie. În fiecare an, un covor de flori așezate frumos și meticulos trasează drumul pe care vor fi duse moaștele preacuviosului Iov din Biserica Peșterii în Catedrala Dormirii, dând onoare amintirii puterii binecuvântate a primului egumen al Lavrei Pocaiev. Mergeam și mă gândeam, oare ce l-a determinat pe un copil dintr-o familie nobilă și bogată, cu perspective strălucite, să meargă la mănăstire la 10 ani, în taină, iar la 12 devine monah, la 30 egumen al mănăstirii Dumnit. În 20 de ani de mănăstire, el reușește să strângă o obștime numeroasă care se ocupă cu studiul ortodoxiei, traduce și intențiază cărți, printre care renumita Biblie de ostrov, își câștigă slavă și renume și tocmai atunci, sever cu sine, pleacă la niște monahi simpli pe muntele Pocaiev în peșteră. Oștia mănăstirii, simțind puterea duhovnicească a lui Iov, îl numește egumen al mănăstirii Pocaiev. Însă cuviosul petrecea multe zile și săptămâni în această peșteră, rugându-se pentru mântuirea tuturor sufletelor ortodoxe. Eu, gândind cu măsura mea obișnuită omenească, nu puteam închipui cum se punea ca în frigul și umezeala peșterii și în întunericul grotei înguste și strâmte, în care este imposibil să șezi sau să te întinzi să faci rugăciuni, iar cuviosul Iov se ruga stăruitor, așa încât după mărturiile monahilor, câteodată în peșteră apărea o lumină minunată. Procesiunea din această zi, ca mulțumire pentru munca stăruitoare a cuviosului și slujba de sărbătoare în Biserica Peșterii, în care slujesc numai cei din obște, este o ață nevăzută care leagă pe călugării actuali de întemeitorii Pocaievului. Marele ascet care tângea după însingurare a îndeplinit lucrarea dată lui de către Dumnezeu cu râvnă. Ispitele au început deodată. A trebuit să apere drepturile mănăstirii de moștenitorul Ani Goiscaia, care a prădat mănăstirea și a furat icoana făcătoare de minuni. Suntem muzicanți, oameni care ne câștigăm pâinea. Ne-au chemat atunci la domnul Fileev să cântăm. O zi a trecut alta, iar ei tot nu terminau petrecerile. Ce nu mai făceau? Și-au pierdut de tot rușinea. Nu știa boierul ce să le mai facă. Atunci a început să se agațe de slujnică. Adu icoana. Și soția boierului de asemenea stă la masă, bea cu dosul deopotrivă, iar vinul împeau din potire pentru împărtășanie. Soția se mânie.
se uită la slujnică cu o privire arzătoare. Of, oameni, oameni! Dansează. Tansui si dansează cu icoana. Și a paralizat. Lucrurile sfinte nu sunt niște obiecte de uz lumesc. Sunt punctul de unire a omului cu însă și zborul vieții, cu Dumnezeu cel viu. Bătjocorind lucrurile sfinte, omul nu numai își pierde chipul său omenesc, ci ia în derâdere puterea dumnezeiască pe însuși Dumnezeu. Iar viața arată că Dumnezeu nu se lasă bătjocorit. Strădania cuviosului de a recupera lucrurile sfinte a durat 25 de ani și s-a terminat cu succes, necăutând la lupta neegală cu boierul, iar icoana s-a întors la mănăstire. Frumusețea cerească, nemaipomenită a păceaivului, este fructul muncii neîncetate a multor generații de monahi, care astăzi păstrează și înmulțesc această frumusețe care a fost întemeiată de cuviosul Iov. Zilele de sărbătoare sunt destul de rare în mănăstire, însă este munca de zi cu zi, care niciodată nu încetează. Fiecare este ocupat cu ascultarea sa, care la mănăstire sunt o mulțime. Și nu vei vedea aici vreo față nemulțumită, nu vei găsi un om trândăvind. Te uiți la ei, atât de diferiți, tineri și nu prea, cu mâini de bace și muncitoare, și înțelegi că munca poate și trebuie să fie într-o bucurie. Toate le pot ei, la toate se pricep. Ei singuri își formează lumea în care trăiesc. O lume frumoasă și dreaptă pentru toți. Iubire de oameni, înțelegere, iertare, cât lipsesc acestea astăzi și se poate trăi și altfel. Cuviosul Iov, prinzând odată un om furând grâul mănăstirii, însuși l-a ajutat să umple sacul cu grâul furat și l-a urcat pe umeri. Cuviosul nu l-a rușinat, ci numai i-a amintit că fiecare o să dea seama pentru ce a făcut. Atmosfera de sărbătoare în ziua pomenirii cuviosului Iov se simte și în trapeză, iar rugăciunea făcută regulat înainte de masă este o mulțumire lui Dumnezeu pentru binele primit și împărțit cu alții. Probabil de aceea și nu poți uita gustul mâncării mănăstirești. Aici nu există mâncări alese, însă totul e gustos. Cuviosul și astăzi nevăzut participă la viața lavrei, iar ortodox și păstrează amintirea faptelor sale. Datorită lui în Volânia a fost înființată singura tipografie ortodoxă rusoslavonă și a fost tipărită lucrarea sa renumită Albina de Pocaev în toată învățătura Bisericii Ortodoxe. Și asta e numai o parte din tot ce a reușit el în viață, iar viața i-a fost dăruită lungă. Cuviosul a trăit exact 100 de ani. Și a știut dinainte ziua sfârșitului. În ziua aceea, el însuși a slujit dumnezeiasca liturghie, a binecuvântat obștea mănăstirii și fără nicio durere, cu pace, a dormit. După înmormântare, mitropolitul Kievului, care a văzut o vedenie minunată, a dat poruncă să se deschide mormântul și, cum spune cronica, moaștele au fost găsite nestricate și pline de o neînțeleasă mireasmă.
Dar până mea e foarte rugătoare. Tot timpul aleargă pe la locuri sfinte, mă ia și pe mine cu ea. Ieri am ajuns la Lavra Pocaev. Am stat la vecernie. Numai că nu a slujit egumenul. Mi-a spus că e bolnav foarte, pe moarte. Ne-am rugat pentru el. Apoi am rămas în noaptea aceea la mănăstire. La miezul nopții mă trezește stăpâna, spunând că aude o cântare din biserică și vede o lumină la geamuri. M-a trimis să văd. Am intrat în biserică și, într-adevăr, cântau și încă cu niște voci așa frumoase, îngerești, și se vedea o lumină mare de la peșteră. Iar în acea lumină, însuși Iov, cuviosul, face rugăciune. M-am speriat, nu mă puteam mișca, iar în mâini mi-a căzut una framă de mătase, muiată în mir, și aud o voce. Du-te și du-o egumenului. Eu m-am dus la egumen și l-am dus. Iar el și-a atins-o de față și s-a ridicat deodată. Făcând bine în viață, cuviosul Iov, și după moarte nu și-a lăsat turmă fără apărare. Timpuri tulburi. Mănăstirea Pocaev s-a nimerit în drumul oștirii sultanului Mahomet al IV-lea. Prădând și omorând, ei au ocupat și Podolia și Volânia, necruțând pe nimeni. Monahii și mirenii s-au ascuns în mănăstire. N-au oaste, n-au arme, n-au apărare. Deodată au apărut pe cer Maica Domnului și cuviosul Iov. S-au oprit caii. Sultanul a ordonat să se seceteze în apărătorii cerești. Și s-a întâmplat imposibil. Săgețile s-au întors înapoi, rănind și omorând vrăjmașii. Mulți dușmani au căzut atunci, iar unii care au rămas în viață, după aceasta s-au convertit la creștinism și până la sfârșitul vieții au trăit în mănăstire ca monahi.
Sfântul acoperământ al Maicii Domnului și mijlocirile cerești ale plăcuților lui Dumnezeu întotdeauna sunt cu mult pătimitorul neam omenesc, pentru că iubirea creștinească este fără de moarte și nicio putere, niciun rău nu poate să doboare adâncul acestei credințe și iubiri. Tot ce știam eu înainte despre peștera Sfântului s-a dovedit a fi nimic când singur am intrat acolo. Mulțumesc Părintele Gheronte că mi-a întărit hotărârea aceasta. S-a păstrat nu numai amintirea Sfântului, ci și prezența sa nevăzută, și în mic și în mare. Deseori, pe timpul rece de iarnă, seminariștii și frații care vin în excursie își încălzesc mâinile înghețate, atingându-le de mâinile calde ale Sfântului. Oamenii care au venit să se închine și să se atingă de Sfintele Moaște nu pleacă din biserică nici noaptea, pentru a rămâne cât mai mult în liniște și pace cu Sfântul. În această noapte, mănăstirea nu doarme. Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Catedrala Adormirii, încă o minune a Poceaievului. Cât de frumoasă este, atât de neobișnuită este istoria. Neamul Potoțki, nume mari, personalități remarcante, contele Nicolae Potoțki, impunător, fără milă, tiran, fără pereche, vânător împătimit, cunoscător al armelor, la mânie putea omorâ pe oricine. Însă era un foarte bun gospodar, pe pământul său împărat și Dumnezeu. Stăpânul meu nu stătea locului, tot cutreiera pământurile sale. Iată că odată treceam pe lângă Boceaiev, caii alergau, trăsura era nouă, iar în jur mult frumusețe dumnezeiască. Dar și stăpânul era vesel. Deodată parcă s-a întors totul, caii s-au speriat de ceva și au început să fugă, eu le strigam să se oprească, iar ei mai tare, trăsura s-a răsturnat, l-a aruncat pe stăpân și pe mine la pământ. M-am trezit și îl văd pe stăpânul jos, căzut. Probabil s-a lovit. Te omor! Atunci am înțeles că s-a terminat cu mine. Știam că stăpânul nu iartă așa ceva. Atunci mă gândesc, mi-a venit sfârșitul. Am reușit numai să mă rog la icoana de la Poceaiev. Apără și miluiește Maica Domnului. Iar stăpânul a îndreptat pistolul spre mine. Strigă, te omor, trage siguranța. Nimic. A doua oară, nimic. Третий раз. A treia oară. Осечка. Nimic. Понял, пан. A înțeles boierul că o putere mai mare decât a lui i-a oprit мына. И гнев его ушёл. Și мнія я трекут. Și a strigat. La Почаев, repede. Хочу видеть. Vreau să văd această icoană. Am ajuns la biserică, stăpânul intră și văzând icoana făcătoarea de minuni, cu lacrimi și cu rugăciune, a căzut în genunchi. Vechiul și Noul Testament sunt plini de minuni. Domnul nu încetează să vârșească minuni în biserica sa cea sfântă până astăzi. Întotdeauna, cea mai mare și mai frumoasă minune este întoarcerea omului către Dumnezeu. Și pocăința, schimbarea și îndreptarea vieții sale pământești
pe drumul vieții veșnice către Tatăl Său Ceresc. Contele Potocki, după minunata sa trezire, și-a amintit de rădăcinile sale ortodoxe și s-a întors la credință. Toată energia sa, toată averea sa fabuloasă, el a închinat-o construirii Catedralei Sfintei Adormirii. El a devenit sufletul construcției. Cât se construia biserica, el a trăit în Poceai ca și monac simplu și singur supraveghea lucrările. Peste 11 ani, biserica și-a arătat lumii frumusețea sa, iar Contele Potocki și-a sfârșit zilele în mănăstire. Înainte credeam că se fac monahi numai cei loviți de soartă, cei care au avut eșecuri, în general nefericiți. Și ca să spun cinstit, îi compătimeam. Dorința pentru mănăstire mi-a venit încă în școală. Citeam atunci cărți sfinte, Sfinții Părinți, și ca în copilărie îmi venea gândul să fac ceva măreț, eroic. Mă ocupam cu sportul. Mă ocupam cu sportul în vremea mea, cu arte marțiale, învățam bine. Aveam o perspectivă de viitor. Însă la sfârșit am înțeles că totul este deșertăciunea deșertăciunilor și vânare de vânt. Am început să înțeleg altfel simțămintele interioare. Desigur aveam și ezitări legate de vârsta adolescenței. Mă duceam și la duhovnici vestiți. Unul mi-a spus niște cuvinte interesante. Pentru a veni în mănăstire, îți trebuie chemarea lui Dumnezeu, la care trebuie să răspundă inima ta. Cuviosul Amfilohie. Un dar al lui Dumnezeu pentru pământul Poceaivului este recent trecut în rândul sfinților, scrie Igumenul Amfilohie, pe care toți și-l amintesc sub numele de Părintele Iosif. Ne-am obișnuit să ascultăm viețile sfinților ca pe o predică, aproape reală și departe de noi. Eu însă am cunoscut oameni care își-l amintesc pe Părintele Iosif în viață, își amintesc vocea lui, mersul, privirea, minunatea lui simplitate și apropiere de oameni. Cine poate număra câtă suferință omenească a luat asupra sa Părintele Iosif pentru a-l ajuta pe fiecare și a-i insufla speranță? Omul a plecat, însă urma sa a rămas. Încă din școală îl cunoșteam pe Părintele Iosif. El stă aici la cimitir, iar eu veneam în fiecare zi la el. Îl ajutam cu fel de treburi. Mergeam și îl ajutam pe la biserică și iată că odată... Da, nenorocire. Ieri, nici nu știam ce să mai facem. Parcă era normală, dintr-o dată când se repede la cel mic, ca o vrăjitoare, a sărit la cel mic, a luat un băț, voia să-l lovească. Eu în acel moment intram în casă, voiam să-i apuc acel băț, iar ea avea o putere, nu puteam să îl iau din mână. Mama alergă să dormi. Ia, mama la ea. Iar micul? Ce micul? S-a strâns într-un colț, striga, mamă, mamă. Tată, eu când îmi închipui ce putea fi, mă apucă frica.
Totul este din cauza că nu credeți în Dumnezeu. Alergați-vă după bani, în afară de bani nimic. Ce are asta, tată? Iată câți oameni nu cred și n-au nimic. Pentru că, fiule, trebuie să înțelegi de unde vine totul și încotro merge. Nu trebuie să ne luăm după alții, pentru că fiecare va răspunde pentru sine. Elena, destul. Merge acum acasă. Deslegați-o. Dar e demonizată. Nu-i nimic. Deslegați-o. Tu numai nu te îngrijora, bine? Totul va fi bine. Nu te îngrijora. Numai nu-ți fie frică. Părintele Iosif te va ajuta. Totul va fi bine. Încetează. Încetează! Cui spun, încetează! Nu mai pot! Încetează! Nu mai pot! И со всеми святыми во веки. Аминь. Мама. Мама. Iată, asta e prima întâmplare pe care am văzut-o. Paznicul Pocaievului Mihail, acum câta oară este gata să povestească la fiecare despre zilele trăite lângă realul și viul părintele Iosif. Casa lui e deschisă întotdeauna pentru cei care vor să audă de la un martor cum era starețul. Oamenii veneau de la răsărit și apus, din Moldova și Sahalin. Uneori afară, la casa unde trăia starețul, se strângeau de la 100 la 200 oameni. Vara în fiecare zi erau câte 500 de oameni și toți așteptau ajutor și tămăduire. Minunata catedrală a Sfintei Treimi a trecut prin timpurile grele a asupririi neomeniști și prigoanei, când se jefuiau și se dărâmau bisericile sau deveneau depozite, case de cultură și colonii. Cine încerca să se împotrivească, îl așteptau răzbunare cruntă. Iată aceste chei ale bisericii, care aproape nimeriseră în mâinile căgăbiștilor și miliției. Într-o toamnă de 1962, l-au chemat pe stareț la o fetiță bolnavă. Se întorcea târziu și n-a văzut ce se întâmplă la biserică. Un frate a venit în grabă, i-a spus repede că li se ia catedrala și șeful miliției a luat deja cheia de la migumen. Părintele Iosif s-a apropiat de biserică de șeful miliției, i-a apucat deodată cheile, le-a dat igumenului și a zis: „N-a ține și nu le dă nimănui.”
iar milițienilor le-a strigat: Arhiereul este stăpânul bisericii. Starețul Iosif a apărat catedrala Sfintei Treimi, însă știa el că asta nu se va ierta. Știa chiar data și ora când după el vor veni și a zis portarului: deschide porțile, acum va veni după mine cioara neagră. Și au venit. 6 oameni s-au năpustit în chilie asupra lui, l-au legat și l-au tărât la mașină. L-a dus la spitalul de boli mentale, i-au smuls crucea și noaptea, dezbrăcat, l-au dus în salonul de bolnavi violenți, iar acolo erau 40 de oameni. Oamenii, aflând unde este părintele Iosif, l-au bombardat cu scrisori și cereri pe medicul șef al spitalului. De mult timp sunteți monah? Eu m-am născut monah. Aș scrie că tămăduiți bolile psihice. Nu eu. Ce rugăciunea către Dumnezeu. Atunci poate puteți tămădui bolnavii din spitalul nostru? Pot. Atunci tămăduiți-i. Pentru asta am nevoie de unele lucruri. Ce lucruri? Sfânta Evanghelie, crucea, epitrafirul și felonul. Dar de ce aveți nevoie de aceste lucruri? Pentru a sluji, a face rugăciune. Atunci dracii singuri vor fugi. Peste 2 săptămâni, în tot spitalul vostru nu va rămâne niciun bolnav. Nu. Ei veți tămădui fără rugăciune. Așa nu se poate tămădui pe nimeni. De ce asta? Când soldatul merge la război, îi se dau arme. Patroane, grenade, pistol, pușcă. Armele mele sunt acestea: Sfânta Crucea, Sfânta Evanghelie, Apa Sfințită. E clar. Schizofrenie. Duceți-l. Și tundeți-l. Ce mai freze și asta? L-au eliberat pe părintele Iosif numai după intervenția fiicelui Stalin, Svetlana, care l-a răsplătit astfel pe stareț pentru că șveia cândva a salvat. În catedrala Sfintei Treimi, pe care a apărat-o cuviosul, în zilele lui de pomenire se face o slujbă deosebită. A fost printre oamenii care au venit cu câte o rugăciune de mulțumire pentru stareț și am înțeles că credința și puterea vindecătoare a lui e vie și astăzi. Atunci după spital, părintele Iosif s-a întors în satul lui Natalio, Iloiți, și iarăși au început să vină oameni. Stăpânirea a pus interdicție severă pentru vizitarea starețului, iar el, știind nevoile oamenilor, continua să se roage pentru ei, pentru toți. Știți, și acum mi-e dureros să-mi amintesc. Eu de 12 ani încoace tot plângeam. S-a început totul cu bucurie. Mi s-a născut o fetiță. Prima. Doamne, cât am așteptat-o! Atunci, chiar la maternitate, parcă m-au lovit în cap, oarbă. Aproape să-mi ezi minți. Apoi am hotărât, o tratez. Unde numai nu am dus-o? La Kiev, la Moscova. Cui nu mai n-am arătat-o? Toți într-un glas ne spuneau: nu se poate tămădui. Mie și soțului ni s-au lăsat mâinile în jos. Atunci oamenii ne-au sfătuit să mergem la părintele Iosif. Dacă el nu ajută, nimeni nu ajută. Eu îmi pierdusem și speranța. Am mers așa, din disperare. Mamă, părintele Iosif mă va ajuta? Numai decât te va ajuta copila mea? Mamă, pot să merg singură? Nu, te rog, nu se poate, lasă-mă, te împiedici. Mamă, te rog, lasă-mă. Hai, mergi.
Vai, copila mea, doar te-am rugat. Mama, așa ești, deci. Господи. Doamne. Наташа. Наташа. Ты видишь? Tu vezi. Господи. Doamne. Наташа. Cum asta? Mamă, hai acasă, vreau să-l văd pe tata, pe bunica, pe toți, pe toți. Nu, copila mea, trebuie să mergem la părintele Iosif, cu bucurie, căci rugăciunea lui ne-a ajutat. Doamne! Credeți că sunt un sfânt? Sunt un păcătos. Iar voi mă țineți cu rugăciunile voastre și cu credința voastră. Așa spunea starețul, evitând slava omenească. Părintele Iosif îi erau deschise sufletele oamenilor. Știind totul despre intențiile omenești, uneori rele, el mulțumea pentru bine și ierta răul. Nu înceta să-i tămăduiască bolile psihice, bolile trupești și chiar cangrena dădea înapoi la rugăciunea lui. Toate acestea le făcea pentru oameni, insuflindu-le în inimi iubire și speranță. Părintele Iosif îi era deschis viitorul ca prezentul. El și-a știut dinainte ziua morții sale. Iată, ultima oară ascult cu tine, albinile, îi spunea prietenului său un monah din Pocai, plimbându-se prin pădure. Așa s-a și întâmplat. Peste jumătate de an, pe 1 ianuarie 1971, ascetul a murit. L-au mormântat pe părintele Iosif la Pocai. Oamenii nu-i lăsau sicriul din mâini. Fiecare voia să-l ducă măcar puțin pe iubitul stareț. I-a săpat mormântul sub mărul care l-a sădit odată chiar părintele Iosif și s-au împlinit cuvintele lui. Cum ești tu cu oamenii, așa și oamenii cu tine. Vestea că cu binecuvântarea prea fericitului se vor dezgropa moaștele cuviosului a devenit pentru toată obștea un eveniment extraordinar. Cu o deosebită atenție săpau monahii stratul cu strat pământul de pe sicriul starețului. Și iată prima minune. Sicriul a stat în pământ mai mult de 30 de ani, însă s-a păstrat. Iar moaștele s-au dovedit nestricate. Mulți necredincioși cred că acum nu sunt și nu pot fi sfinți. Vremurile sunt altfel. Însă ceea ce s-a întâmplat la Pocaiev în zilele noastre dovedește. Harul este nesecat. Toate astea par imposibile, dar se întâmplă a Evea. Îmi amintesc cât m-am cutremurat când m-am atins prima oară de moaștele Sfântului Anfilohii. Mă așteptam să simt răceala de gheață care am simțit-o cândva despărțindu-mă de cineva drag. Dar acum m-am apropiat de Sfintele Moaște și a izvorât mireasma florilor de câmp. Și am simțit o căldură deosebită. Mii de oameni s-au strâns pe muntele Sfânt al Pocaievului pe 13 mai 2002, în ziua canonizării tămăduitorului din Volânia, schiegumenul Anfilohie. Fiecare voia să se apropie de nou dobândită sfințenie. Iar pe cerul cristalin de primăvară, unde până atunci nu apăruse niciun norișor, în vremea Sfintei Liturghii au apărut trei cruci, parcă desenate cu vopsea cerească. Două din ele s-au topit treptat, iar a treia încă mult timp a stat pe cer și mulți au reușit să o fotografieze pentru a păstra amintirea despre cereasca minune. Blândă și deschisă față a